Angajat de la spitalul din Rădăuț răpus de COVID-19, este vorba de un bărbat de 52 de ani, angajat TESA, pe nume Viorel Petrescu. Acesta a decedat duminică seară după ce a stat internat în spital o lună. Viorel Petrescu lucra la spitalul din Rădăuț de aproximativ 20 de ani. Încă un coleg pierde lupta cu această boală nemiloasă, un om care s-a evidențiat prin modestie și bun simț, un coleg de nădejde, săritor, un coleg care lucra la punctul termic al spitalului și care în zilele geroase se venea cu 2 ore mai devreme, în așa manieră încât pacienții și colegii să nu simtă frigul. Sperăm că rugăciunile noastre să fie primite și Dumnezeu să-l odihnească în împărăția sa. Condoleanțe îndureratei familii și rămas bun, Viorel Petrescu. Închei citatul a postat Traian Andronachi, managerul Spitalului Municipal Rădăuț, pe pagina sa de socializare.